Nu, nu mai pot să primesc acum, că am full. Din toamnă, da. Nicio problemă. La revedere. Iar nu ți-ai adus caiet, mă. Vii la meditații fără caiet? Păi el are un caiet pentru toate materiile. Ghiveci, asta are și în caiet și în cap. Și la ce, vă rog, îmi folosești mie matematica în viață? La ce îți folosește și capul? Să-l ai pe umeri să nu te plouă în grumaz. Mă scuzați de întârziere, dar nu găsești loc de parcare în Clujul ăsta. Nu-i nimic. Hai. No, ați văzut o oglindă, vă faceți poze, dar tema v-ați făcut-o? Care temă? Eu aseară făceam live pe Instagram. Și n-ar merge un live și pe TikTok? Chiar ar merge. Chiar ar merge. Și cu învățatul pentru facultate n-ar merge? Care facultate? Noi suntem influencerițe. Influencerițe? Săraca lume. Bun, bun, bun. Așa, așa, așa. Bun. Acum ia determinantul și... De unde să-l iau? Tu în ce clasă ești? Eu sunt la serală. No, bun, ia și scrie acolo. Scrie așa. X plus 2 egal... X plus 2 egal 5. Să se afle X. Să se afle X. Dar oare unde l-o fi ascuns pe X ăsta? No, bun, am ajuns și la tine. Ai rezolvat problemele? În mare parte, da. Ia să te aud. Păi am rezolvat cu uleiul, cu filtre, mai am de schimbat plăcuțele de frimă și tot ok. De problemele de la matematică, de temă ziceam. Aia nu vreme să fac, acum mi-am luat mașină și trebuie făcută să ies la fete. Prima dată să intri în bac și pe urmă la fete, prima dată în bac să intri, mă? Să nu intru într-un cap de pod, în rest e ok. Ok, tu derivează expresia de sub logaritm să vedem ce iese. Nu iasă nimica! Păi cum? Trebuie să iasă ceva. Am schimbat caritura, nu mai picură nimic. Tu de la ce școală ești? Eu zic și la... nu zic la nicio școală. Eu sunt instalatorul. Ah, tu ești instalatorul. Cât mai trebuie să-ți dau? Mai aveți să-mi dați 300. Ai zis că e 500 lucrarea. 100 ți-am dat pentru expertiză, 100 bani de taxe, 150 bani de materiale, 350. 500 minus 350 fac? 300! Bine. Da, bun. Care-i treaba? Am terminat fișele, 2 culegeri și testele online. Fraierul, în loc să vină la Radu la majorat, ăsta și-a învățat formule. Bun, și din gazetă? În weekend. Slab de tot. Carla, tu ai aici un exercițiu simplu de tot, care se rezolvă folosind, știi, relațiile lui... Relațiile lui... Relațiile lui... Relațiile lui tata. Are simțul umorului. Bă, matematică nu faci fără să ai simțul umorului. Și Carla l-are. Bravo. Relațiile lui tata. Și de săptămâna viitoare mărim cu 20%. Poftim? Astăzi mi-a venit instalatorul, îmi vine electricianul. Voi numai așa credeți că așa de ușor e în lumea asta. Dar sunt niște costuri, sunt niște meseriași, sunt niște... Nu, nu, nu. Trec eu săptămâna asta pe la taică-to. Succes în nou mandat și vorbim. Bine, mulțumesc! Succes! Succes. Ai grijă! Eh. Cu tine ce aici, mă? Scuzați, m-ați închis pe balcon. Te-am lăsat la aer, că altfel îți merge mintea în aer liber. Nu, ai rezolvat problema. N-am rezolvat, că am dormit. Nu prea. E, căscatule! Vorbim data viitoare. Și încă 100? Păi pentru ce încă 100? Pentru hotel! Ce crezi, că dorm gratis în centrul Clujului? Data viitoare vii mai pregătit. Am și om care te rezolvă cu plăcuțele de fâlână. Îmi dai un telefon și rezolvăm pe săptămâna viitoare. Hai!